bun găsit! În ediția de astăzi a emisiunii Din Viața Romilor vă prezentăm o abordare nouă asupra problemelor întâlnite adesea de către persoanele din comunitățile de romi. Asociația Partida Romilor Pro Europa ascultă vocile tuturor celor afectați de traiul dificil pentru a acționa punctual și eficient asupra impactului social. Într-un demers derulat în zona de sud-vest a țării, regiunea Olteniei, Partida Romilor a realizat un studiu amplu privind nevoile oamenilor din comunități, precum și relațiile dintre populație și instituții. Aflăm din această cercetare care sunt prioritățile și necesitățile persoanelor de etnie romă, dar și cum trebuie să se implice organizațiile și autoritățile locale pentru o comunicare eficientă. Despre ce schimbări ale sistemelor publice ar putea îmbunătăți calitatea vieții, aflăm de la invitatul nostru, Iulian Paraschiv, coordonator al regiunii Oltenia în cadrul Asociației Partida Romilor Pro Europa. Rămâneți cu noi, începe așadar o nouă ediție a emisiunii noastre. Bună dimineața, dragi prieteni, la emisiunea Din Viața Romilor, iată, avem talk show-ul nostru obișnuit. Vreau să vă citesc câteva lucruri și apoi vom purcede cu emisiunea noastră. Zice așa: să avem locuri de muncă stabile cu carte de muncă, de unde să știu că primesc un salariu, spune cineva. Să învățăm să prevenim bolile, chiar dacă suntem săraci, să fim și noi văzuți ca oamenii, să nu mai fim discriminați, să nu-mi fie rușine că sunt țigan, să avem mâncare pe masă pentru copii, să nu mai avem atâtea probleme că m-am săturat, zice cineva, să ne permitem să avem un trai cât de cât, să învețe copiii să citească și să scrie și multe, multe alte nevoi, alte doleanțe pe care și le-au exprimat romii într-o cercetare privind analiza nevoilor romilor din câteva județe din regiunea sud-vest a țării, despre care vom vorbi împreună cu invitatul nostru de astăzi, domnul Iulian Paraschiv, reprezentant al Partidei Romilor Pro Europa, coordonator regional al Partidei Romilor Pro Europa, zona sud-vest, și doctor în sociologie, doctorand în sociologie, Bine ați venit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră, domnule. Mulțumesc mult pentru invitație și bine v-am găsit. Sunteți unul dintre autorii acestui raport de cercetare, analiza de nevoi a populației defavorizate din comunitățile de cu rom din, eu am aici din județul Olt, dar știu că sunt patru județe. Sunt patru județe la momentul la care noi vorbim. Vâlcea este în lucru și sperăm că am două săptămâni să avem și acolo analiza la gata, ca să-i spun. Cele patru județe sunt Mehedinți, Dolj, Olt și Mehedinți. Olt și Mehedinți. Deci ziceam că sunteți unul dintre autorii acestei cercetări, alături de sociologul Daniel Rădulescu. Și colegii lui de la organizația Sastipen, cu care am încheiat, cu care colaborăm în sud-vestul Oltenia de câțiva ani buni. Sociologul George Rădulescu de la Sastipen. Să spunem că Daniel Rădulescu este în momentul de față președinte al Agenției Naționale pentru Rom, unde de altfel și dumneavoastră aveți un contract, să zic, nu? Sau... Sunt director de cabinet. Director, da, de cabinet. Bun, domnule Iulian Paraschiv, înainte de a începe analiza noastră, discuția pe acest raport de cercetare, vă propun să urmărim împreună un scurt material video pe care l-au pregătit colegii noștri și discutăm după aceea. Partida Romilor Pro Europa a inițiat cooperarea cu consiliile județene Dolj, Mehedinți, Olt și Gorj în vederea implementării unui plan de acțiune pentru perioada 2015-2025 privind îmbunătățirea nivelului educațional și social al comunităților de romi. Obiectivele strategice ale acestei colaborări țin de accesul la serviciile medicale, reducerea abandonului școlar, precum și de formarea personalului didactic. Totodată, acțiunile elaborate sunt menite să sprijine spiritul și educația antreprenorială, implementarea programelor de reconversie sau formare profesională, dar și integrarea membrilor comunităților vulnerabile pe piața forței de muncă. Nu în ultimul rând, dobândirea actelor de identitate și proprietate reprezintă un obiectiv de referință al planurilor strategice de dezvoltare locală a comunităților de romi. În fiecare județ vizat a fost desfășurat un proiect de cercetare prin care au fost analizate nevoile și necesitățile populației defavorizate din comunitățile de romi. Conform raportului de cercetare, proiectul sociologic a fost elaborat pentru a fundamenta viitoare decizii și măsuri de dezvoltare și incluziune socială a cetățenilor de etnie romă. În acest fel au fost identificate principalele probleme de accesare a serviciilor publice, precum și principalele priorități ale populației la nivel local.
La nivelul celor patru județe, sondajele au avut loc în 80 de localități, la studiu participând aproximativ 1200 de persoane cu o marjă de eroare de plus-minus 5%. Luând în considerare toate aspectele ce țin de viața din comunitate și analiza de teren, s-a constatat că un procent de peste 70% dintre respondenți sunt nemulțumiți de condițiile de viață. Principalele probleme cu care aceștia se confruntă sunt lipsa locurilor de muncă, sărăcia, lipsa calificărilor, relația deficitară cu autoritățile locale și infrastructura. Mai bine de jumătate dintre participanții la studiu sunt persoane fără un loc de muncă, iar un procent de 11% din totalul populației rurale lucrează fără forme legale. Sursele principale de venit ale respondenților sunt ajutoare sociale, alocațiile și pensiile, alături de câștiguri pentru servicii prestate ocazional sau ajutorul de șomaj. Chiar dacă majoritatea respondenților nu au un loc de muncă stabil, din răspunsurile primite reiese că există interes din partea acestora de a participa la programe de pregătire și reconversie profesională pentru a fi ulterior incluși pe piața forței de muncă. În ceea ce privește accesul romilor la serviciile publice, în general, respondenții consideră că sunt tratați diferit atunci când solicită sprijinul instituțiilor de profil. Peste 58% dintre respondenții din județul Mehedinți menționează că sunt tratați diferit atunci când se adresează serviciilor oferite de primărie, iar 66% menționează că sunt tratați diferit atunci când apelează la serviciile medicale. O situație pozitivă întâlnim în cazul sistemului educațional, unde respondenții nu se consideră discriminați în raport cu populația majoritară. În urma studiului a rezultat faptul că doar 50% dintre respondenți sunt înscriși pe lista unui medic de familie. Migrația persoanelor este un factor care influențează negativ acest procent, cei care părăsesc țara chiar și pentru o scurtă perioadă de timp, pierzând calitatea de asigurat. În marea majoritate a cazurilor, romii sunt incluși în Sistemul Național de Sănătate prin intermediul ajutoarelor sociale. O altă statistică îngrijorătoare arată că peste 70% din populația romă este dezinformată cu privire la principalele boli și la factorii care influențează starea de sănătate. În relația cu autoritățile locale s-a constatat că peste 85% dintre respondenți au încredere mică sau nu au deloc încredere în instituții. Marea lor majoritate susțin că nu sunt consultați atunci când se iau decizii importante în localitate, fapt ce intră în contradicție cu răspunsurile oferite de către autorități. Din rezultatele acestui studiu s-a constatat că, în vederea rezolvării acestor probleme ale populației rome, accesul cetățenilor la serviciile publice și comunicarea eficientă cu autoritățile din regiune sunt condiții obligatorii într-o societate funcțională și tolerantă. Planurile de acțiune întocmite de Asociația Partida Romilor au fost așadar elaborate pe baza acestor rezultate concrete, măsurile sugerate autorităților fiind bazate pe principiile incluziunii sociale, egalității de șanse și integrarea populației rome pe piața forței de muncă. Autorii studiului sunt doctor în sociologie Daniel Rădulescu, doctor în sociologie Georgel Rădulescu și doctorand Iulian Paraschiv, coordonator regional pe zona de sud-vest Oltenia al Asociației Partida Romilor Pro-Europa. Studiul a fost realizat cu ajutorul filialelor Partidei Romilor din județele Dolj, Gorj, Olt și Mehedinți. Am revenit, dragi prieteni, iată că am făcut o scurtă introducere în discuția noastră de astăzi. A rezultat din acest filmuleț pe care tocmai l-am urmărit împreună, au rezultat o serie de probleme cu care se confruntă romii din România în zilele noastre. Este vorba despre lipsa locurilor de muncă, tratament diferențiat în accesul la serviciile publice, educație precară și probleme în educație și multe alte probleme. Domnule Paraschiv, înainte de toate, ce a determinat realizarea acestei cercetări? S-a întâmplat ca la o întâlnire organizată de Partida Romilor sucursala Gorj, o întâlnire la care participau mediatori sanitari, mediatori școlari, liderii structurilor locale de la Partida Romilor din județul Gorj, desigur, cu invitația reprezentanților instituțiilor locale și județene, noi să discutăm despre strategii pe educație, ce ne propunem să facem, cum ar trebui să împuternicim nivelul local astfel încât să răspundem unor nevoi ale comunităților locale, însă sala era foarte reticentă la mesajele pe care noi le transmiteam, până în momentul în care, la un moment dat,
domnul Cărciumaru, primarului municipiului Târgu Jiu, și nu vreau să spun lucrul ăsta, așa s-a întâmplat în realitate, a anunțat că a doua zi urma ca în oraș să aibă loc o festivitate, un moment de sărbătoare la care autoritățile serveau fasole cu cârnați. În acel moment, sala a izbucnit în aplauze. S-au bucurat. S-au foarte mult, adică și-au schimbat starea de spirit. Au avut un alt tonus dintr-o dată. Și atunci am spus că undeva greșim. Cred că este o ruptură între noi, fie că vorbim de reprezentanții organizațiilor, fie că vorbim de reprezentanții ai autorităților, și dacă singurul liant între organizații, instituții și comunitate este fasolea cu ciolan, cred că avem o problemă. Și s-ar putea ca noi să vorbim din ceea ce noi credem că este bine să se întâmple pentru ei și oamenii să aibă alte priorități. Și așa a apărut ideea de a efectua un studiu la nivelul județului Gorj. Este primul județ în care a fost efectuată cercetarea și preluat modelul ulterior, la care am plecat de la ideea că trebuie să vedem ce spun oamenii din comunitate. Care este starea de fapt și ce așteptări au ei. Și de la organizații, și de la instituții, la cine se raportează, de la cine au ei așteptări pentru a putea să identificăm instrumente care să vină în sprijinul lor. Foarte interesant, celebra fasole cu cârnați, celebra cu ciolan, cea care liantul între oameni. O relație care nu se întâmplă doar între comunitățile. Păi asta ziceam, în România, în general, la este toate evenimentele. Este o percepție generală. O să vedeți, dacă mergem acum în oricare sătuc din țara asta și împărțim baloane, o să se îmbolzească lumea. Nu contează ceea ce primim, dacă este pe gratis, este bun venit. Este o chestiune care ține de mentalul colectiv al întregii societăți. Nu este o chestiune specifică nouă romilor. Acest raport pe care l-am eu în față se referă la romii din județul Olt, dar ziceați că a fost extins și în celelalte trei județe, Mehedinți, Gorj și Dolj. Eșantionul a fost pe acest raport din această cercetare din Olt, pe 321 de gospodării din mediul urban și rural. Au rezultat o serie de situații. Haideți, povestiți-ne, de fapt, care este starea de fapt, așa cum ați văzut-o după ce ați făcut această cercetare în aceste județe. Vorbim despre situația ocupării, surse de venit, avem problemele. Care sunt problemele prioritare ale acestor oameni? Ca și chestiuni generale care sunt comune. Și apoi discutăm punctual, că sunt interesante și statisticile. Sigur, pentru cele patru județe, este că mare parte din așezările comunităților unde locuiesc romi sunt poziționate marginal. În cele mai multe, peste 90% din gospodăriile în care noi am mers și am cules date sunt poziționate marginal, fie că vorbim de mediul rural sau urban. Asta nu ne arată decât că nu de acum, ci din totdeauna, atunci când romii s-au așezat, desigur, este de văzut istoric vorbind cum au apărut ei în acele sate, de ce întotdeauna sunt la margine, este de discutat. Cert este că nu avem date concrete care să ne arate de ce întotdeauna romii, fie că vorbim de mediul rural sau urban, sunt poziționați spre margine. Niciodată. În general, sigur, există și excepții, bineînțeles, așa cum arată și cercetarea. O să vedem că nu toți romii sunt săraci, nu toți așteaptă ca cineva să vină să le rezolve problemele, adică nu toți sunt dependenți de ajutorul social. Ceea ce este interesant la partea asta este că pe lângă chestiunile sociale care țin de venituri, gospodărie, așteptări, acces la servicii de sănătate, educație și așa mai departe, există și o altă parte a comunităților cu romi care cer altceva, cer demnitate, cer respect atunci când intră în audiență în cadrul unei autorități publice. Văd aici, respondenții au fost 38% bărbați, 62% femei, mai multe femei. Vârsta peste 55 de ani 6%, între 41 și 55 de ani 23%, 31-40, 31%, deci practic populație tânără. Iar femeile și populația tânără au răspuns cercetării noastre. Neamuri de romi, diversele neamuri de romi, n-are sens să le nominalizăm aici. Și
Dintre aceștia, 72% vorbitori de romi, de romani, și 28% nevorbitori de limba romani. Regiunea Sud-Vestul Tibiei este regiunea cu cele mai multe comunități compacte din țară, da? Nu ca și număr, sunt alte județe, de exemplu Mureșul, unde avem un număr mult mai mare de romi declarați oficial. Dar mai răsfirat, să zicem așa, nu? Dar comunități compacte, vorbitoare de limba romani, sunt în Oltenia. Și de aici și procentul ridicat de vorbitori nativi chiar. Însă să știți că comunitățile s-au schimbat. Nu suntem chiar ca acum 20 de ani. Oamenii au ieșit în afară, au avut acces la resurse și au schimbat condițiile de viață. O să vedeți accesul, de exemplu, la internet. Ne așteptam ca în comunității sărace să fie un procent foarte, foarte, foarte scăzut. Aici, dacă diferențiem pe vârstă, o să vedem că cei trecuți de 50 de ani care nu utilizează tehnologia nu sunt foarte conectați la rețele informatizate, ca să zic așa, însă cei cu vârste de la 40 în jos au telefon mobil cu internet la purtător, desigur cont de Facebook și așa mai departe. Foarte interesantă analiza așa și din acest punct de vedere, adică mă gândeam că e vorba doar de nevoi strict. Oamenii spun așa, întrebați fiind cine îi ajută să-și rezolve problemele, peste 51%, dacă ne referim la județul Gorj, și procentul se respectă în toate celelalte trei județe, deci undeva între 50 și 60% dintre respondenți spun că își rezolvă problemele singuri. Că încrederea lor în autoritatea locală, în liderul local, în organizații, în mediator școlar, mediator sanitar, este foarte scăzut. Cu alte cuvinte, noi ne-am construit, noi organizațiile sau instituțiile, ne concentrăm atenția și investim în resursa umană de la nivel local sau județean. Pe de cealaltă parte, cea mai mare provocare pentru noi toți la oaltă, și este valabil nu numai pentru noi, pentru organizația Partida Romilor, ci pentru toate organizațiile și instituțiile care se ocupă de problematica romă, este că trebuie să reconstruim nivelul de încredere și relația dintre membrii comunității și noi. Ceea ce am identificat noi în cele patru județe este că procesul de comunicare este unul foarte dificil, foarte greu. De cele mai multe ori, și trebuie să o spunem foarte clar, relația primărie și primar, mai exact, și comunitate se întâmplă o dată la 4 ani, atunci când vorbim despre realegerea primarului sau discutăm despre un alt tip de candidaturi din partea tocmai de aceea poate că uneori proiectele pe care le realizează aceste instituții nu sunt foarte conectate cu nevoile reale ale oamenilor. Adică citeam undeva, ziceau unii dintre respondenți, cu ce mă încălzește pe mine că primarul a asfaltat strada pe nu știu unde, dacă eu n-am ce pune copiilor pe masă, dacă nu am un serviciu stabil, dacă nu mi se oferă un loc de muncă conform calificării, care și asta este o problemă. Există o lipsă, nu știu dacă crasă, dar destul de un nivel înalt al lipsei de calificări în rândul romilor. Avem un nivel educațional foarte scăzut, nu numai pentru populația de etnie romă, cel puțin la nivelul județului Olt, că datele astea am înțeles. Sunt din județul Olt, ce am eu aici, da. Diferențele nu sunt foarte mari. Deci suntem în aceeași marjă ca și populația majoritară. Diferența este că nivelul educațional este oarecum mai scăzut la populația de din romă. Însă condițiile de trai, dacă de exemplu am întâlnit, și să știți că pe lângă comunitățile compacte sunt și comunități unde trăiesc la oaltă și populație minoritară romă și populație majoritară. Condițiile de trai sunt aceleași. Merg la același medic, merg la aceeași școală care oferă servicii de mai bună sau mai puțin bună calitate, însă nivelul de proiecția lor în următoarea perioadă este foarte interesant de văzut. Cei cu vârsta până în 40 de ani au așteptări mai mari și cred că viața lor merg într-o direcție oarecum bună, sunt mai optimiști, comparativ există cu cei între 50 plus, unde așteptările lor sunt pe termen scurt și se gândesc că schimbările nu vor mai apărea prea curând. Și se mulțumesc cu ceea ce au. Și de aici și nivelul scăzut de încredere în
mediatorul școlar, mediator sanitar, tot ce înseamnă reprezentant al autorității publice locale. Și liant cu comunitatea. Și liantul. Vă propun să facem o mică pauză și revenim cu alte informații, cu alte analize în această cercetare privind nevoile romilor din România. Dragi prieteni, revenim! Discuția noastră continuă după o scurtă pauză de publicitate. Vorbim în continuare despre modul în care autoritățile din 4 județe vor răspunde nevoilor din comunitățile de romi. Revenim imediat! Am revenit, dragi prieteni, vorbim despre nevoile romilor din România și... Pentru aceasta discutăm cu domnul Iulian Paraschiv, unul dintre cei care au realizat o cercetare privind o analiză privind nevoile romilor, o analiză făcută pe 4 județe, Mehedinți, Gorj, Dolj și Olt. Este în lucru și o analiză pentru Vâlcea, din ce ne-a spus domnul Paraschiv. Domnule Paraschiv, vorbim concret. În cercetarea pe care o am și care privește județul Olt, rezultă că situația ocupării în ceea ce privește pe rom stă cam așa. Zilier fără forme legale, 11%, angajat permanent 14%, angajat pe termen scurt 5%, antreprenor 3,5%, casnic sau fără ocupație 23% și în căutarea unui loc de muncă 25%. Adică cumva 50%, aproape 50% sunt fără ocupație și în căutarea unui loc de muncă. Destul de îngrijorător procentul. Foarte, foarte mulți dintre... Foarte multe persoane care aparțin de gospodăriile unde noi am mers și am luat interviuri, unde au aplicat chestionarul, cel puțin 2 sau 3 membri din familie plecați în afară. Este un alt procent care ne arată că respectăm, să știți că nu este cu nimic diferit. Asta încerc să și vreau să fie foarte clar înțeles, este că procentele nu diferă cu mult față de ceea ce se întâmplă la populația majoritară. E o reflectare la scară mai mică, să zicem, dar pe același procent. Da, cu mici diferențe la locuire, pentru că discutăm de poziționare marginală, la acces la servicii de educație, unde avem o rată abandonului mai ridicată decât în cadrul populației majoritare, o percepție despre sine raportată la, de exemplu, angajator, care romii spun despre angajator că îi discriminează și că îi tratează diferențiat, la fel și autoritatea cu care ei intră în contact. Că îi tratează diferențiat. Diferențiat față de ceilalți. De exemplu, chiar asta a rezultat și din filmulețul pe care l-am văzut ceva mai devreme în prima parte a discuției noastre, referitor la acest tratament diferențiat, 58%, și aici vorbim de situația în toate cele 4 județe, 58% spun că sunt tratați altfel decât neromii de către primării atunci când accesează serviciile publice, 66% că sunt tratați altfel când accesează serviciile medicale. Sunt niște cifre care ne spun ceva, care ne spun că există încă discriminare, există încă... Chiar dacă ziceți dumneavoastră că procentele sunt cumva aceleași în multe situații cu populația românească majoritară. Știți că în momentul în care așteptările lor, exemplu, nu merg la mediatorul sanitar să-mi rezolve o chestiune care ține de locul de muncă. În momentul în care primesc un răspuns negativ din partea lui, atunci, în mod clar, percepția mea vis-a-vis de mediatorul sanitar, mediatorul școlar sau angajatul primăriei e că nu vrea să mă ajute. Ceea ce este de evidențiat în cadrul tuturor celor 4 analize de nevoi efectuate de noi este că procesul de comunicare, așa cum v-am mai spus, este unul care trebuie eficientizat. Însă responsabilitatea statului intervine atunci când trebuie să îmi ofere servicii educaționale de calitate și să fiu sigur că al meu copil nu va abandona încă din primul ciclu gimnazial, primar, vorbim de 1-4, unde rata abandonului școlar este îngrijorător de mare pentru comunitățile cu romii în sud-vest Oltenia, și acolo trebuie să venim și să lucrăm. Acum. Da, rata asta este din cauza lipsei de servicii de calitate. E un complex, deja când vorbim de servicii de calitate, este deja nivelul următor.
Greșelile la facem, școală, de exemplu. Greșelile pe care le facem de cele mai multe ori atunci când ne raportăm și discutăm despre problematica romă, este că discutăm despre chestiuni care țin de social, gen. Suntem săraci, acces la servicii de sănătate. Există comunități în care trebuie să vorbim despre cu totul altceva, despre calitatea serviciului oferit. Pentru că dacă merg la un medic și îmi pune un diagnostic greșit, la același medic merge și vecinul meu care este majoritar. Dacă merg la o școală și învățământul pe care statul mi-l asigură nu este unul de calitate, astfel încât eu să pot să devin competitiv pe piața forței de muncă. Și să fie stimulat copilul. Să fie stimulat într-un fel. Ține mai degrabă de felul în care percepem sistemul per ansamblu. Adică eu nu cred în măsuri care să privească strict comunitatea romă. Doar pentru că sunt romi trebuie poziționați marginal. Doar pentru că sunt romi drumul se oprește la... Și de cel mai multe ori se întâmplă. Sunt exemple unde se întâmplă lucrul ăsta. Asfaltul se oprește la intrarea în comunitate. Marea provocare pe care noi am adus-o atunci când am realizat aceste studii este că am reușit să o punem pe masa factorilor interesați și mă refer aici la pe masa Consiliilor Județene, care în baza acestor analize de nevoi, desigur cu un plan de acțiuni în spate, și-au adoptat o hotărâre de Consiliu Județean prin care au recunoscut problemele pe care comunitățile le au și și-au asumat prin acele, adică prin vot deschis, este o voință politică manifestată clar la nivelul celor patru județe. Vorbesc aici de Gorj, Dolj, Mehedinți și Olt. Cele patru Consilii Județene au recunoscut toate problemele pe care studiul le-a pus pe masă, desigur, nu discutăm doar despre ceea ce este urât și negativ, dar există și partea de construcție în care trebuie să punem, să ne responsabilizăm toți cei care suntem interesați și să punem umărul, astfel încât să încercăm să schimbăm puțin câte puțin, dar sigur, important este cum facem să responsabilizăm factorii care pot duce la o schimbare. Ori noi asta ne-am propus să facem prin realizarea acestor analize de nevoi. Asta s-a și întâmplat. Din păcate nu vă pot da mai multe detalii la momentul ăsta, însă suntem în dialog cu anumiți factori de la nivel național pentru a aduce și resurse care să fie direcționate către acele planuri de dezvoltare pentru următorii 10 ani. Și discuțiile sunt destul de înaintate. Se pare că în anul următor, în primăvara viitoare, vom avea primele resurse financiare alocate pentru regiunea Sud-Vest-Oltenia, gestionate nu de Partida Romilor, nu de o altă organizație, nu de oameni de la București, ci de consiliile județene. Care știu, care știu de față, exact, în momentul de față ce trebuie făcut, au și ceea ce le trebuie. Trebuie doar să asigurăm și sustenabilitate. Vreau să mai dau citire câtorva procente, probleme prioritare în comunitățile cu romi din Olt, iarăși vorbim despre Olt pentru că acest studiu l-am eu aici, dar a zis că sunt cumva similare și în celelalte județe. Lipsa calificărilor, iată o problemă, romii sunt necalificați, aici arată un procent de 10,5%. Lipsa actelor de casă, și asta e o problemă, 8%. Discriminarea în relația cu autoritățile locale, am vorbit 12%, lipsă cabinete medicale și asta este o problemă, programe educaționale, aici un procent mai mic, să zicem 2%, dar nu mai puțin important, că este foarte important, migrația populației, sărăcie, lipsă locuri de muncă 24,5%. Sunt probleme pe care dumneavoastră le-ați semnalat. Interesant aici o comparație cu majoritarii, cum sunteți tratat la școală. Acele diferențe, că totuși există, adică te plângi, nu te plângi, totuși există diferențele. Și arată aici 51% sunt tratați diferit romii, 36% la fel, 71% aici la școală, 71% în cazul încercărilor de ocupare a serviciilor. Deci, domnule Paraschiv, adică romii nu se plâng, chiar există situații. Înseamnă că este o problemă în felul în care cei care oferă serviciile se raportează la comunitățile. Adică nu e vorba numai de percepția personală a romilor, ci și de felul în care ceilalți se manifestă. Înseamnă că procesul de comunicare între ei și cei care reprezintă autoritățile cu care intră în contact este unul deficitar. Foarte interesantă și o analiză a bolilor diagnosticate în cadrul romilor. Văd aici, nu sufăr de nicio boală, 13% zice întrebarea sau, mă rog, chestiunea. În mod sigur, boli cardiovasculare, sunt cupriți cei cu vârste sub 35 de ani.
30% au boli cardiovasculare, 15% boli respiratorii, boli hepatice 12,5%. Foarte interesant și din punctul ăsta de vedere, Ana. Adică asta la ce ar fi relevantă analiza din punctul de vedere al bolilor? Starea de sănătate a unei comunități ne arată, de aici putem trage foarte multe concluzii. Dacă, de exemplu, vorbim despre prezența hepatitei, vă dau un exemplu. Înseamnă că pe care de consecință, dacă am fi avut un procent destul de ridicat într-o anumită comunitate, înseamnă că am fi avut probleme cu igiena. Adică se corelează cu alți, factori. Și atunci se pot lua măsuri, evident. Interesant aici o altă zonă privind locurile de muncă. Există interes din partea respondenților de a participa la programe de pregătire profesională și incluziune pe piața forței de muncă, însă adaptate nivelului lor de instruire. A rezultat că e un nivel destul de slab de instruire și, nu? Și de educare. În toate cele patru județe este prezent fenomenul ăsta și cred că nu numai. Există un procent foarte mare al respondenților care au lucrat în agricultură înainte de 89 din zona asta, Olt, parte din Mehedinți și chiar Dolj, partea de la Dunăre. Romii au lucrat în ceapeuri înainte de 89, s-au desfințat, au rămas pe din afară, își găsesc foarte, foarte greu de muncă, de cele mai multe ori lucrează cu ziua, da? Lucrează cu ziua în agricultură, aici colo foarte mulți plecați în afară, tot în agricultură, unde sunt plătiți cu mult mai bine. Foarte interesant este că se întorc și investesc ceea ce câștigă în gospodăriile de unde și-au domiciliu. Dincolo de nevoile personale, de nevoile sociale, de nevoile fiecăruia, există aici în cercetarea noastră și priorități pentru comunitate. Spații de agrement 7%, aici deja vorbim de un alt nivel, adică dacă ajungem la spații de agrement, înseamnă că am depășit nivelele bazice, să zicem. Locuințe sociale 8%, racordare la rețeaua de gaz 8%, racordare la rețeaua de apă 10%, crearea locuri de muncă, iarăși crearea locuri de muncă 36%. Acestea sunt priorități, unele, câteva dintre prioritățile din județul Olt, reieșite din această cercetare. Procentele se păstrează plus minus 3%, 4% și pentru celelalte județe, adică nu există specificități pe nivelul de ocupare sau pe rata șomajului în cadrul comunităților din cele patru județe. Care sunt pașii următori, domnule Paraschiva? Am înțeles, acesta este, de aici rezultă și un plan de măsuri pe următorii 10 ani. Există planul de măsuri și m-aș fi bucurat să avem timp să intrăm un pic și pe planul de măsuri. Noi am identificat o situație reală a comunităților cu rom din cele patru județe. La momentul ăsta vă spuneam că încercăm să găsim surse de finanțare care să finanțăm acele planuri de dezvoltare județeană. Cel mai probabil în primăvara anului ce vine vom avea primele rezultate concrete în care consiliile județene, acele patru consilii județene care și-au asumat acest document de politică publică în plan județean, pentru că ei sunt cei care gestionează din punct de vedere financiar județul, nu prefecturile, cum de cele mai multe ori avem senzația, trebuie să responsabilizăm consiliile județene care să vină în parteneriat cu societatea civilă de la nivel județean și cu alți factori interesați. Ce este noutatea constă în faptul că trebuie schimbat un pic abordarea. Dacă până acum vorbeam de o strategie și de politici publice la nivel național, de data asta vorbim de o responsabilizare a factorilor de la nivel local. Și aici un rol important pentru felul în care comunitatea se va dezvolta, fie că vorbim de comunitatea romă sau comunitatea locală per ansamblu, pentru că dezvoltarea comunității rome duce la dezvoltarea comunității în ansamblu, trebuie responsabilizat nivelul local și nivelul județean. Cu alte cuvinte, nu noi cei care stăm pe la București ar trebui să venim să spunem cum trebuie făcut, ci mai degrabă trebuie să luăm în calcul vocea comunității locale, să învățăm cum să facem să se mobilizeze în jurul propriilor interese, să existe canale de comunicare foarte, foarte bine puse la punct
între comunitatea locală, autoritatea locală, autoritatea județeană, astfel încât procesul de implementare a unor măsuri care să vizeze dezvoltarea comunităților să fie unul foarte fructuos și cu rezultate pentru următorii 5, 10, 15 ani. Iar liniile în acest plan de măsuri, aceste planuri de măsuri vor fi exact astea despre care s-a făcut... Vorbim despre educație, sănătate, locuire, locuri de muncă, dezvoltare antreprenorială, mici lucrări de reabilitări de case, chiar drumuri pietruite, asfaltate și așa mai departe. Și o ultimă chestiune, care ar mai fi rolul Partidei Romilor Pro Europa ca asociație, organizație reprezentativă a romilor sau rolul filialelor și rolul filialelor din situația asta în care există plan de măsuri implementat de către prefectură? Un rol foarte important și o să-ți dau câteva exemple. Toate acțiunile pe care Partida Romilor la nivel de regiune Sud-Vest Oltenia, la nivelul județului Dolj, Gorj, Mehedinți și Olt, le-a implementat în ultimul an, s-au raportat la acel plan de dezvoltare. Măsurile pe educație, unde am avut peste 600-700 de beneficiari acum în ultimele luni, unde am lucrat cu copii inclusiv pe ceea ce înseamnă stime de sine, identitate, foarte mulți dintre ei proveniți din familii cu probleme de ordin social, au mers pentru prima dată la un film. Am avut exemple de polițiști de etnie romă, medici care au mers în comunitate, au mers cu salvare, cu poliție, cu pompieri, astfel încât să nu perceapă ca fiind poliția, mai ales când trebuie să fie ceva rău, nu. Și să înțeleagă că există și modele de bună care trebuie urmate. Am mers cu polițiști de etnie romă în comunitate care le-a vorbit despre experiența lor, că au plecat din același loc. Ca să schimbe un pic percepția, sigur. Astfel încât nivelul lor de așteptare să crească și să nu se limiteze la universul care îi înconjoară. Să creadă mai mult în ei, desigur, cu sprijinul instituțiilor de stat, pentru că ele sunt în ultimă instanță responsabile, însă trebuie să venim și noi, organizațiile, inclusiv noi, Partida Romilor, la nivel de regiune Sud-Vest Oltenia, cred că suntem un partener foarte de luat în seamă atunci când vorbim pe lucruri concrete și sustenabile. Adică arătăm că percepția majoritarilor vis-a-vis de minoritatea romă este una care trebuie îmbunătățită, dar și felul în care noi ne raportăm la populația majoritară. E o chestiune bidirecțională. Spuneam de cele mai multe ori că, fiind an centenar, ultima sută de ani, romii au trecut prin multe. Vorbim despre Holocaust, perioada deportărilor în Transnistria. Sunt momente care nu trebuie uitate și din care avem de învățat deopotrivă. Însă foarte important este cum tot noi, la oaltă, încercăm să construim România următorilor 100 de ani. Și România următorilor 100 de ani trebuie să țină cont de resursa umană pe care comunitatea romă o are. Și dacă se investește corect, vom avea o populație care să devină plătitoare de taxe și impozite și care să pună umărul la dezvoltarea unei societăți care să nu mai țină cont așa mult și astfel încât noi să nu ne mai simțim discriminați atunci când încercăm să accesăm serviciile de sănătate sau educaționale. Adică în momentul în care oamenii care sunt puși în sistem și trebuie să scoată ce e mai bun de la oamenii ăia privesc cu reticență, acolo trebuie umblat. Și acolo trebuie să se producă schimbarea, la nivel local, pas cu pas, astfel încât rezultatele în următorii 10, 15, 20 de ani să arate altcumva. Cred că România următorilor 100 de ani va arăta mult mai bine decât încearcă unii dintre noi să o descrie la momentul ăsta, dacă vom fi conștienți și ne vom responsabiliza deopotrivă. Atât noi, reprezentanții organizațiilor, cât și cei care reprezintă instituțiile în plan județean. Așa să fie. Vă mulțumesc pentru tot ce ne-a spus. Un prim pas important a fost faptul că ați reușit, iată, cu ajutorul acestor prefecturi să existe un plan de măsuri în cele patru județe, consiliile județene. Se fac pași importanți. Mult succes în continuare și mulțumesc încă o dată. Mulțumim, sperăm că în prima oară să venim cu primele rezultate, nu doar să vorbim. Este un plan ambițios pe care noi credem că îl vom pune în practică atât timp cât vom fi foarte, foarte responsabili și încercăm să credem într-un dialog și o responsabilitate comună. Vă așteptăm, mulțumesc încă o dată. Mulțumesc pentru invitație. Dragi prieteni, informații interesante în emisiunea Din Viața Romilor. Rămâneți cu bine, ne vedem data viitoare. La finalul acestei ediții vă întâmpinăm cu muzica artiștilor pe care dumneavoastră îi îndrăgiți. Ne întoarcem în câteva momente.